curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. 9 și 35 de minute, Dublu sau Nimic în deșteptare la Europa FM pentru 1600 de euro în această dimineață. E pregătit să ne ia banii, sper, Rareș din Pitești. Bună dimineața! Salut, Rareș! Salut, băieți, salut! A, pare pregătit, l-am simțit din voce. Serios? Ești pregătit? Puține emoții, că nu mă așteptam să fiu sunat, dar în principiu da. De ce te-ai înscris dacă... Facem așa, îți închidem și fii adică te sunăm. Te sunăm și gata, nu mai ai emoții, că acum te așteptai să te sunăm. Da, adevărul e că n-am mai auzit-o de mult pe asta, că nu mă așteptam să fiu sunat. Țineți minte că la un moment dat tot fiecare concurent zicea, nu mă așteptam să fiu sunat. Dar în general, cei care nu se așteptau să fie sunați ne luau banii, ca lumea. Așa e. Cu ce te ocupi, Rareș? Păi sunt și student și lucrez în același timp. Foarte. Și acum unde ești? Sunt la muncă. Cadru de nădejde. Bravo. Ha, și la muncă sunt și ceva colegi? Da, sunt cu șeful. Ah, e bine. Păi șeful e coleg, mă. Bine, bine, boss. Să asculte și șeful, poate te ajută. Poate te ajută. I-ai cântat tot, da, și să cânti aia lui Andrieș? Șeful, ce frumos e șeful. Nimeni nu-i ca el. Hai să vedem câți bani ia și după aia vedem dacă îi cântă sau nu. Șeful. Măi, Rareș, și acum lăsând gluma la o parte. Vezi că șeful e chiar foarte important azi în concurs. Ascultă-mă ce-ți spun. De obicei nu te bazezi pe el, dar astăzi... Ai vorbit cu el, cu dumnealui, e în ordine, te ajută? Da, e lângă mine. Perfect. Să trăiți. Bine, ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare și stabilim, de fapt, stabilești de fiecare dată dacă mergi mai departe sau te oprești în jocul nostru. Pornim de la 200 de euro. Mult succes, Rareș! Mulțumesc! 200 de euro. Rareș, sper că ești un student microbist sau măcar șeful să fie. Ori de nu, măcar poate ai ascultat că în emisiunea de astăzi am făcut vorbire despre asta la un moment dat. Întrebarea de 200 de euro de astăzi, Rareș, mă auzi, da? Da, vă aud. Și vezi, dacă te ajută șeful, trebuie să rostești tu răspunsul, da? Da, da. Bun. Fii atent că nu e complicat, dar trebuie cineva din camera aia să știe pe ce post a jucat marele fotbalist Rică Răducanu. Zi un post. Atacant? A fost și atacant, că a dat și un gol. Și a fost prins și în offside. E singurul atacant de acest tip care a fost prins în offside. Dar are, nu te-am nimerit. Rică Răducanu, nu știi de Rică Răducanu? Ce personaj! Of. Rică Răducanu a fost portar și a apărat poarta Rapidului. Nu că a fost portar, a fost portar la Rapid și a la echipa națională, la echipei naționale de fotbal și a fost un mare și este un personaj. Un personaj și pe teren era un super personaj. Și evident că nu glumim, a fost prins în offside. Da, de-aia ți-am zis că e important să fie să fie de ajutor șeful, că în momentul în care ne-ai spus că ești student, mi-am dat seama că pe tine ar putea fi mai dificilă întrebarea asta, fiind atât de tânăr. Însă sper să ne luăm revanșa cu prima ocazie rare și așa că să te mai înscrii. Mulțumim tare, da? Mult! Poate încercăm cu Dobrin data viitoare. Știi că, uite, Rareș era din, da, Pitești. Cred că era ceva mai simplu. Nu-i nimic, am eu o piesă la Radio Voting, ceva ca lumea frumoasă. Ceva de speriat. Pe ce băutură se află ochii lui Dobrin? Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.